Da, doamnelor și domnilor, acum stau când să mă gândesc că este vineri, e frumos, a început vacanța copiilor, aș lua patentul ăsta, aș extrage toate chestiile grele și nasoale, uite așa, le-aș scoate pur și simplu și aș sta așa și m-aș relaxa și voi și aș face numai emisiuni frumoase, dar pentru asta aveți nevoie de energie și a venit, ca să zic așa, bulibașa energiilor din România, stăpânul Feng Shui-ului, stimațele spectatori, care era la Kuala Lumpur lângă turnurile alea, dar s-a dus la aia să învețe pe ei, dar și el, ei să învețe de la el. Ia zi, bre. Marian Golea, îl pupăm, îl iubim. Le-am făcut economie un pic de lumină, că aveau prea multă lumină, Cristi, acolo. Era bătaie de joc. Dar chiar la ei nu e criză energetică? Ba da, dar nu în țara lor. E criză energetică, dar nu în țara lor. E absolut toate în jurul gemenilor, care turnurilor Petronas, ca să Petronas, fie așa, că poate aveți gemeni acasă și vă uitați în jurul lor. Singurele care mai există în lume, gemeni. Așa este, că au mai fost unele și a venit cu bombardeaua. A venit acolo, că l-a întrebat pe Bin Laden, tată, care e cea mai înaltă clădire din New York, și el a zis, și zice, mi-a dat profesoara 4 la școală. Zice, de ce? Păi zice, le-am spus că turnurile sunt cele mai înalte. Zice, las că le arată, tata. Îngrozitor, bani. Da. Să mergem mai departe. Deci, doamnelor și domnilor, puneți mâna pe portofel, dar mai bine pe un pic și o hârtie. Prosperitate, pentru că urmează o perioadă nasoală, nu știm exact că vin facturile. Domnul Golea va aduce fiecăruia acum șansa prosperității. Hai. Șansa prosperității. Ce trebuie să facem, ce trebuie să avem la noi? Primul, noi trebuie să ne luăm după bagabonți, după bandiți, care ne învață că noi facem prosperitate, mergem în fața oglinzii și spune, Sezam, plătește-mi factura, și s-a plătit factura. Nu există așa ceva. Da, există oameni care zic, trebuie să scrii pe hârtie, o să nu știu ce, dar nu știu o, să, o să rămână cu hârtiile alea foarte mult timp. Ideea este în felul următor. Noi trebuie să interacționăm cu mediul înconjurător și astfel încât să fim într-o armonie care să ne aducă prosperitate. Adică să îmbrățișăm copaci? Să îmbrățișăm, foarte frumos să îmbrățișăm copaci. De ce nu? Luca, am văzut-o pe Ramona Bodescu, îmbrățișa copaci. Foarte, și avem, ajută. Și, avem și noi. Nu, asta este să fie în armonie cu natura. Adică? Adică, de exemplu, fiecare om, domnul Cristi Brancu, domnul, așa, are o anumită energie. Eu dacă vin și vă dau la toți să mâncați clătite, nu o să placă tuturor. Și atunci fiecare trebuie să facă ceva pentru el. Păi mai întâi cum aflu eu energia mea ca să știu exact ce să mănânc? Deci, ca să afli energia ta, nu o să poți așa ușor și atunci recurgi la cea mai simplă metodă. Așa. Există o școală în Feng Shui care se numește Școala celor 8 aspirații. Așa. Aceste 8 aspirații reprezintă câte un sector din casă care este sectorul prosperității, sectorul învățăturii, sectorul fetei celei mari, toate sectoarele, sectorul carierei. Și atunci tu, în funcție de ceea ce vrei să-ți remediezi, aplici aceste formule. A doua metodă simplă la îndemâna tuturora este că în fiecare an se schimbă stelele zburătoare. Este o școală a stelelor zburătoare, așa se numește. Așa, bun, dar ce face omul acasă? Că se uită cum zboară stelele pe cer. De exemplu, vine, se uită la emisiunea ta, așa, și invitații tăi vin și zic, uitați, anul acesta, dispoziția stelelor zburătoare va fi următoarea, care noi o facem la începutul anului la tine. Și după aceea? După aceea tot, anul alea nu se mai schimbă. Așa. Și de exemplu, există steaua 8, steaua prosperității. Da? Așa. Și te uiți în casă, zici, în casa ta, da? Te în casa și ta. Și vine Marian și zice, de exemplu, la anul steaua prosperității va fi în sud. Da? Aha. Și atunci, anul ăsta unde a fost? Anul ăsta a fost pe Tigru și pe Bivol. Adică? Adică în colțul de nord. Est. Deci mai aveți timp, în colțul de nord-est este colțul prosperității. Și ce trebuie să pui acolo? Ce trebuie să faci? Trebuie, de exemplu, poți să pui, uite, noi avem aici cele mai bune remedii, care reprezintă cifra 8. 8. Da. De ce sunt diferite? Pentru că astea sunt de profesioniști. Unul se numește de pământ, unul se numește de apă. Sunt mai multe considerente, nu vrem să vă băgăm în ceață. Dar, dumneavoastră, puteți să puneți un simbol de prosperitate. Simbolul de prosperitate poate să înceapă de la o bagnotă de 100 de lei.
pusă în nord-vest. Nu, nu trebuie să pui acolo neapărat. Poți să pui și remedii mai complicate care au o încărcătură atât din punct de vedere al mantrelor, al lucrurilor care sunt folosite de mii de ani. Dar, dacă n-ai, de ce să nu pui? Vreți să vă spun ceva? Poți să pui și 8 monede de un ban. 8 monede de un ban? Da, sunt 8 monede de un ban puse acolo. Iată, ăla e colțul tău de prosperitate. Sectorul tău de prosperitate anul acesta. Anul viitor se va muta în sud, exact cum am spus. După care mai avem sectorul... Și după aia muți remediile în sud. Le muți în sud, sigur. Ați înțeles? Deci vă luați remediile astea și în funcție de semnul unde-i steaua, în ce colț, vă mutați prin casă. Interesant. Acesta este cel mai simplu. Este complet... Nu. De ce să mințim? Pentru că acest feng shui al prosperității este puțin mai complicat. Dar acesta este simplu, este real, da? Și de obicei nu dai greș. Așa. Da? Nu stau să vă pun să vă puneți, eu știu ce naiba prin case. Acum, multă lume vine cu broscuța aceea cu bani. Toată lumea când îi auzi feng shui, broscuță cu bani. Oameni buni, pentru fiecare lucru există câte o mică istorioară. Broscuța cu bani în gură, care are doar 3 picioare, o să vă uitați, i-a furat unul un picior. Are doar 3 picioare. De ce are numai 3 picioare? Se numește Tad. Este o creatură celestă. Și ăla ce s-a întâmplat? A crezut că l-a făcut prost la atelier. La atelier acolo. Nu, el a căzut în apă un călugăr cu un sac plin de bani. Și se spune că pe nopțile cu lună plină apărea câte o broscuță cu un bănuț în gură. Aha. Ăla se numește noroc indirect. Noroc indirect înseamnă să nu-l vezi. Lumea ce face? El ia și îl pune pe... chiar în fața lor. Asta nu înseamnă... Deci nu trebuie să pui broscuța la vedere. Nu. Aia în locuri în care nu se vede. Și atunci va fi mai bine. Păi e noroc indirect. Adică e ca și cum vine iarna acum, mergeți și vă scoateți hainele de iarnă și găsiți 100 de lei într-un buzunar. Am înțeles. Ăla e un noroc indirect. Am priceput. Deci există mare lucru între noroc direct și noroc indirect. Al doilea lucru care este bine de făcut în casă este să nu avem energii stagnante. Adică? Adică să uităm să facem curățenie, să uităm să aerisim, să uităm să ținem mii de lucruri cu cioburi, lucruri rupte. Deci lucrurile rupte și ciobite, la revedere. Nu mai au nici. Deci atât timp cât... n-au o utilitate de zi cu zi. Dom'le, n-am cuțit în casă și țin ciobul ăsta ca să tai pâine. Asta are o utilitate. Dar atâta timp cât n-are o utilitate, aruncați-l. Le țineți de pomană. În afară de acest lucru, noi mai avem o tendință să ne certăm. Da. Asta e boala noastră. Așa suntem, n-avem ce face. Toate aceste elemente nu fac altceva decât să ne pună într-o poziție foarte rea. În sensul că noi vrem să fim un pic liniștiți. E adevărat, avem probleme că e curentul foarte mare. Avem probleme că, eu știu, totul e foarte scump. Dacă noi ne lamentăm non-stop, nu o să rezolvăm nimic. Uh-huh. Noi, în loc să căutăm o idee, hai să ieșim un pic afară din acest drum, vreau să spun că noi, pe cât ne-am plânge, am vorbit cu fetița mea mai mare care stă la New York, vreau să spun că acolo e criza adevărată, nu prostie. Economică. Economică. Păi da, mă, da, întotdeauna începe acolo și după aia ajunge la noi. Păi se spune că atunci când cocoșul tușește, da? Se îmbolnăvește toată ograda. Păi da, da, când tușește cineva la New York, până la noi ajunge deja tsunami. O gripă, o urățenie. Exact. Dar ideea este că noi tot începem să spunem, stai să vezi că nu o să fie așa de rău. Totdeauna, nu o să fie așa de rău, nu o să fie. Acolo ai un copac. Da, frate, deci eu am văzut că ați ilustrat cu ceva și mi-am dat seama că am în buzunar... copacul prosperității. Deci nici nu m-am gândit că o să apară fotografia asta, acest copăcel. Tu mi l-ai dat. Da, e copacul prosperității care a apărut anul trecut. În fiecare an apar diverse remedii pentru prosperitate. E bine că-l mai țin? Poți, până pe 21 ianuarie. Ah. Că atunci se termina anul.
Deci anul ăsta mă ajută acest copac al prosperității. De asta vin camioanele alea cu bani la tine la poartă în fiecare zi. Da, mă, și eu nu le deschid că nu mă trezesc. Ai înțeles? Dar nu știu dacă ele vin să ia sau vin să dea. În fine. Nu, că să știi că și dau. A, mai lasă și mai lasă mizerie. Sunt la zi cu taxele. Da, deci ideea este că noi... Stai, mă, și mai am ceva de la tine. De anul ăsta. Să ceva. Uite, mai am această punguță. Punguță cu bani care are pe aia litera FU. Ideograma FU, care înseamnă prosperitate. Aha. Deci noi vrem prosperitate. Da, frate. Deci iată că noi putem să ne aducem obiecte de prosperitate efectiv în fiecare an. Ce vrem noi să ne aducem acolo? Eu v-am dat exemplu cu bănuții și astea pentru oameni care, dom'le, n-au posibilitatea să aibă. Deci, și, da, în fine. Și vin unii oameni și vă dau, domne, puneți sare prin casă, puneți nenorociri. Dar asta cu sarea nu-i bună, să zic că să alunge energiile. Că, de exemplu, un asemenea, tu mi-ai spus că dacă, așa mi-ai spus, uite, îți dau asta, dar o pui pe sare. Corect. Să scadă energie. Păi nu-i bună sarea pe în casă atunci? Cât timp? 24 de ore. Aha. O noapte. Oamenii vin, am auzit o nebunie, puneți sare în colțul casei. Aduce un element de pământ. E o nebunie. Vreau să vă spun că dacă stați, dar n-aveți timp, nici eu n-am timpul ăsta, să analizăm, 99% din remediile astea sunt inventate de către Nea Vasile, care să vină el cu o idee. Apă cu sare. Păi apă cu sare ne dădea când ne trimitea la spital și înainte de operație, ca să ne facă o purgație bună. Oamenii ăștia nu înțeleg. Nu transformați ceea ce nu știți.